venit din nou pe canalul nostru de sănătate, O Viață Sănătoasă. În acest video vreau să vă prezint ceva foarte important și chiar mi-ar plăcea ca să ajungă la cât mai mulți oameni acest video. Foarte mulți oameni suferă de alergii cronice, de sinuzite cronice, de tinnitus cronic. Tinnitus atunci când se aud auziți în ureche zgomote, șuierături. Toate aceste condiții vă pot da întoarce viața cu susul în jos, să vă facă să vă simțiți chiar mizerabil toate aceste condiții cronice. Chiar de când eram copil, am suferit de alergii care mi-au provocat multe simptome, a trebuit să iau medicamente, a trebuit să vizitez doctorul de multe ori și am primit tot felul de tratamente. Dar de ce să nu încercăm ceva natural ca să scăpăm de aceste simptome foarte neplăcute? Să folosiți miere de flori sălbatice dacă aveți alergii de sezon, da? Mierea are proprietăți care vindecă, este foarte puternic antioxidant, antimicrobian și activă și naturală. Mai benefică decât medicamentele în anumite situații, dacă aveți o durere de gât sau un disconfort, o răceală și luați miere, vă va ajuta foarte bine. Alergiile de sezon întărește sistemul imunitar, imunizează, stimulează producerea de antibodies, adică care apără organismul. Mierea este antiinflamatoare și antihistamină. Deci diminuează producerea de histamine în corp. Ce miere să folosim? Folosim miere organică, miere din zona unde locuim, da? Deci eu în Anglia nu avem obiceiul de a aduce miere din România pentru că știm că e nepoluată și așa, dar nu ne prea ajută la alergii, deoarece în zona noastră sunt flori diferite, copaci diferiți, plante diferite. Deci mierea organică, nefiltrată, nepasteurizată, fără pesticide și alte lucruri, luăm dimineața pe stomacul gol o linguriță și seara, înainte de culcare, o linguriță. Consumând, introducând în corpul nostru polenul și ceea ce albinele au făcut, vom deveni tot mai puțin sensibili la polen și la ce este în jur. Mulți, am înțeles, și în România au alergie în perioada aceasta la ambrozie sau ceva de genul acesta. Aici, în Anglia, polenul este foarte mare, începând din martie până în august. Deci se dau antihistaminice. Histamina este o substanță pe care o avem în corp și are legătură cu sistemul imunitar. Rolul histaminei în corp este acela de a determina o reacție inflamatorie pentru a atrage atenția sistemului imunitar cu privire la o posibilă problemă. Ea determină dilatarea vaselor de sânge, astfel încât să permită leucocitelor să atace rapid infecția sau problema. Eliberarea masivă de histamină în corp provoacă dureri, inflamații și foarte neconfortabil. De aceea, doctorul vă va prescrie medicamente antihistaminice, adică să vă ajute. În caz de alergii, sinusurile frontale, maxilare vor deveni inflamate, dar în timp ce intră polenul, se declanșează histamina care zice că consideră că polenul ar fi dăunător pentru corp și acționează, atunci se va provoca în sinusuri inflamație, se va înroși, se va umfla, vor crește bacterii acolo și tot așa o să avem simptome neplăcute și chiar care vor afecta viața noastră de zi cu zi. Ba mai mult, este un canal care merge de la nas până la ureche, se numește trompa lui Eustachio.
Și această trompă, dacă devine, sau acest canal devine inflamat sau se adună în urma alergiei, se adună mucus aici, se blochează, de aceea vor apărea dezechilibre în ureche. Sinusurile sunt inflamate, da? Și trompa lui Eustachio nu funcționează cum trebuie, atunci va apărea un dezechilibru între urechea externă și urechea medie. Și urechea va trimite semnal la creier, semnale greșite, tot felul de sunete care vor deveni foarte deranjante pentru noi. Având acele șuierături în urechi și toate acestea se întâmplă din cauza că aici au fost blocaje sau sunt blocaje de inflamație provocate de alergii. De aceea doctorul vă va prescrie antihistaminice, spray-uri, steroizi. Chiar milioane de oameni în ziua de azi folosesc aceste medicamente. Dar de ce să nu încercăm ceva natural ca să scăpăm de aceste simptome? Încercați, numai așa veți vedea dacă funcționează, dacă încercați acest remediu. Miere din flori sălbatice de pe câmp vă vor ajuta să nu mai aveți acea reacție dacă consumați mierea zilnic. Veți vedea, poate după 3 săptămâni, rezultate foarte benefice. Băiatul nostru și el are alergii și tot timpul strănută când iese afară în perioada aceasta. Ba, trebuie să primească Cetirizen. Bineînțeles că consumând aceste spray-uri de steroizi pentru a desfunda nasul, pentru gât, pentru urechi, pentru simptomele care le avem, în timp de creează dependență și chiar va trebui să folosiți și mai puternice și mai puternice și vă poate afecta sănătatea. Vă face bine pe de o parte, dar pe altă parte vă afectează sănătatea. Mi-aduc aminte că am avut și eu probleme și am mers la doctor și mi-era nasul tot timpul înfundat și mi-a dat vreo 4 feluri de medicamente. Totuși am luat un singur medicament dintre ele și mi-a fost foarte rău și am ales să nu le folosesc. L-am folosit cam o lună de zile și apoi am renunțat la el pentru că nu-mi făcea bine pe altă parte. De aceea am căutat remedii naturale și mă bucur că am găsit. Încercați și dumneavoastră, sper să vă ajute și să-l dați și la alți oameni acest video ca să îi putem influența și să ajutăm în aceste probleme cu alergiile. Milioane de oameni suferă de alergii în ziua de azi. Și viața, calitatea vieților nu este una bună. Mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc multă sănătate și dacă aveți întrebări, să ne scrieți. Și dacă ați încercat mierea și v-a ajutat, m-aș bucura să vă ajute. Remediu natural. Să ne scrieți acest lucru. Mulțumesc mult, o zi bună să aveți. La revedere! Informațiile din acest video sunt publicate cu scop informativ și nu înlocuiesc sfaturile sau prescripțiile medicului, mai ales dacă există vreo afecțiune medicală